Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! Steve, sunt alături de voi și astăzi la Viața Bate Filmul vrem să vorbim despre mașini. De ce? Pentru că avem și târgul Auto Bucovina cu acest prilej prin zonă și, bineînțeles, lumea interesată de mașini. Benzină, motorină, noi sau second, marca mai scumpă, mai ieftină. De ce? De ce? De ce? De ce? N-am pus întrebare despre casco, dar și asta e o întrebare destul de interesantă, dar cred că merge o emisiune separată despre această idee. Haideți să aflăm. Aș prefera bicicleta, numai că nu prea avem piste de bicicliști, nu prea avem în zonă cel puțin. Autobuzul, pentru că fac naveta zilnic și cel mai rentabil. La anii mei și mai comod. Am o mașină cu care mă servesc. Iarna autobuz, vara prietena mea bicicleta. De ce? Nu știu, mă simt mult mai bine pe ea. Deocamdată nu am bani necesari să-mi permit o mașină, să o întrețin și prefer bicicleta. Mașină, normal. De ce? Pentru că e cel mai confortabil mijloc de transport. Da. De când? De 11 ani. Da. De cât timp? Din 2006, deci am ceva 7 ani, pot să zic că... Amator. Bine. Deci șofer, de cât timp aveți permis? Din 76. Am înțeles. Da. De cât timp? Permisul am de vreo 3 ani, dar așa mai rar, nu prea conduc. Da. De 6 ani. Aș lua mașină nouă, evident. Păi din mai multe motive. Unul ar fi că e o mașină la care ai garanție. Doi, ar fi că e o mașină la care, știu eu, poți să pleci liniștit la drum fără să ai grijă a faptului că ți se va defecta undeva la un moment dat. Un second hand, pentru că tot timpul se întâmplă să oboțești sau, mă rog, cineva ți-o zgârie și costurile sunt destul de mari să o repar și pentru început prefer una second și vom vedea mai târziu dacă vom avea un buget mai adecvat pentru o mașină mai bună. Nu. De ce? Pentru că ai siguranță asupra ei. Ai siguranță. Eu când mi-am cumpărat, am cumpărat o mașină nouă care o am și în ziua de astăzi. Am înțeles. Și așa că prefer o mașină nouă. Second, dacă aș avea bani mulți, mi-aș lua nouă, normal, dar prefer una second din cauza că bani mai puțin și... Nouă, clar. De ce? Pentru că aș avea bani. Păi un Renault sau un Nissan. Pentru că astea le reprezint. Nu, aș merge pe Dacia în primul rând, pentru că costurile de întreținere sunt destul de ieftine și uzajul, bine, e uzajul mare, dar dacă ți-ai una nouă Dacia ar fi mai ok. Adică dacă aș lua mașină nouă, aș lua o Dacia pentru 5 ani și probabil după aia aș vinde-o. Iar second aș merge pe Skoda și concernul din spate, Volkswagen. Mi-aș cumpăra tot o marcă românească. Și cred că m-aș servi destul de bine cu mărcile care sunt acum pe piață. Da, sunt frumoase, toate sunt frumoase, toate sunt elegante, toate, dar parcă ceva așa în decenii mai plăcut. Un Suzuki, un Jeep ceva de păduri, m-aș băga prin toate găurile cu el. Ce marte, o întrebare cam dificilă aici. Cred că mi-aș lua un... Aston Martin. Nu Aston Martin, nu. Un Ferrari F40. Clasicul. Cât costă? Băi, depinde, e undeva pe la 10 milioane de dolari. Dar ai zis că am bani. Benzină. Pentru că nu parcurg atât de mulți kilometri pe an ca să fie rentabil un motor diesel. Și ăsta ar fi principalul motiv. Aș merge pe ambele, dar mai mult motorină pentru că costul e mai mic, consumul e mai mic și, bine, dezavantajul se încălzește mai greu și mai ales iarna avem ceva probleme cu încălzire, dar aș merge motorină. Mașina care am acum e pe benzină, e o Dacia, dar la cât îmi trebuie mie, e ok, nu e nicio problemă. N-am condus nicio mașină cu motorină și nu pot să fac comparații care ar fi... Cât călătoresc eu cu mașina, benzina mi-e suficient. Aș prefera benzină din cauza că e mai iute și mai, na,
pentru un Jeep mai important, dar nu știu, încă nu m-am gândit la asta. Benzină. Și știi de ce? De ce? Pentru că motorina este combustibilul diavolului. L-am luat și pe colegul nostru Bogdan la sfârșit, pentru că el e un pasionat, înflăcărat, aproape dă să ardă de cât de tare îi plac mașinile. Și bineînțeles că are niște pasiuni mai extravagante, ca un pasionat de mașini de altfel. Când întreb pe cineva, nu știu, ce fel de casă ți-ar place, dacă ai vrea să-ți iei așa ceva, bineînțeles că o să zică că una în Tenerife sau pe Coasta de Azur sau ceva cât se poate de scump, pentru că știe că e cea mai bună și cea mai tare din parcare, după cazul nostru. Oricum, mașini avem de unde să alegem câte vrem, mai ales în weekendul acesta puteți să veniți la Casa de Cultură, în jurul Casei de Cultură, pe Esplanadă și așa mai departe, prin centru, ca să vedeți multe, multe mașini. Și dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe vbf.ro sau trimiteți SMS-uri la 0744-238-830. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. Dar de la ce post de televiziune e? De la Viața Bate Filmul. Viața Bate Filmul? Film. E românesc postul ăsta? De când a apărut postul ăsta? Când era? E vreo 2 ani. Viața Bate Filmul. Mulțumesc frumos, cu toată stima, domnule. Erica Ceramiche îți prezintă Casa de vis cu prețuri mici. Vino și alege ce îi se potrivește mai bine casei tale de la Erica Ceramiche. Modele noi de gresie și faianță, parchet natural, obiecte sanitare, termoșeminee pentru încălzirea casei de la 140 la 290 de metri pătrați, centrale termice, kituri de rosturi, adeziv pentru gresie și parchete. În Suceava, pe strada Gheorghe Doja, 111. Casa de vis de la Erica Ceramiche. De marți 13 august 2013, pe strada Universității numărul 36A, parter, turiștii și toți cei pasionați de istoria și pitorescul Bucovinei pot vizita și obține informații detaliate și răspunsuri competente la Centrul Bucovinean de Comunicare și Informare, Oficiul Teritorial Suceava. Acest inovator centru turistic a fost inaugurat în cadrul proiectului Heritage, derulat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în parteneriat cu Universitatea Națională Iuri Fedcovici din Cernăuț și are drept scop principal oferirea de informații comprehensive privind obiectivele istorico-etnografice din județul Suceava și regiunea Cernăuț, noile expoziții arheologice și trasee turistice locale și internaționale din Bucovina, inclusiv oportunitățile de parcurgere a acestora. Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet a proiectului heritage-ua-ro.org.